Gata, Roxan, vezi, mi-am făcut aici bagajul, tot ce trebuie, gata, plec, te părăsesc. De ce? Băi, ideea este felul următor, astăzi voi filma, filmez tu, perfect, Doamne ajută. Are o tonă asta și bineînțeles că Roxan nu o să mă ajute cu el, o să-l cară singur tot drumul. Băi, ideea e că astăzi facem o zi din viața mea și aia să fie o zi mai specială, pentru că astăzi va trebui să și plecăm. Și când zic plecăm, plecăm amândoi. Roxan, dacă vă uitați, vă uitați-vă puțin cât am machiaj și a făcut pe față. 7 ore de machiaj și a pus de dimineață. De când s-a trezit primul pas, am machiat să moară. Nu e 7 ore. Nu, deloc. Dacă era fond de ten cu altele, era altceva. Aha, am înțeles, da. Da, băieți, și din câte v-am zis, astăzi să vă arăt ce înseamnă o zi din viața mea. Doar că astăzi este o zi mai specială, deoarece trebuie să mergem până în Suceava. Și pentru cei care nu știți, stau undeva la distanță de 3 ore de mers cu trenul până la Suceava, să stai 3 ore în tren, băi, nici nu vreți să știți. Ideea e că plec azi și mă întorc în 2 zile, adică da, duminică dimineață. Am un chef extraordinar de a sta 3 ore în tren, nici nu vreți să știți, abia aștept să ajung. Ei, băi, nu aș merge, singurul meu motiv, pentru că pentru Roxan mai mult merg, dar singurul meu motiv ce mă atrage să merg în Suceava este pizza, ok? De pe bune, este un restaurant care îmi place cel mai mult pizza de acolo, să mănânc pizza de acolo și cam atât, e singurul motiv care mă atrage acolo, în rest n-aș merge, mă jur. Da, mă cocoșează asta până acolo. Da, băieți, astăzi vă țin la curent cu tot ce o să facem. Și unde o să dormim și unde o să ne cazăm, dacă ne cozăm, dacă găsim unde să ne cazăm, dacă nu dormim boschetari, dacă aia e. Da, hai să mergem, Roxan, mai depre. A, stați că Roxan încă nu s-a pregătit, da, încă... Nu mi-a luat gecuță pe mine, a luat ceva. Da, 3 ore mai târziu revenim și noi dacă e să plecăm. Ce te duci? Lasă-vă, așa rămânește aici, pe față, mor, aici îi las. Băi, ideea e că mi-a schimbat blugi, mă strângeam, nu mă simțeam confortabil. De ce, nu și asta? Da, acolo sunt încărcătoarele. Și ce-i pus aici? Aur, să mor. Dacă ai avea tot ăsta de aur, suntem bogați. Dar dacă îl duc eu pe ăla. Hai să mergem, băieți, da, ne auzim din... Stai mă, pe un metru, scuze, stați-mă în calță. Și am uitat specific că m-am trezit la ora 6:30 dimineața. Sau că ne-am trezit, da. Da, așa că de aici e și fața asta. De aia m-am trezit cu un vibe de la bun, să știi. Da, și eu am un hype de la șmecherul de tot. Veneți, mă rog, pe geam. Am uitat să vă specific o chestie, am uitat să vă zic unde merge. Merge la părinții Roxanei, unde îmi place mie foarte mult locul ăla. Îmi place extraordinar de mult. Da, hai să mergem, da. Mergem la părinții ei și vedem, ne mai plimbăm pe acolo, ne mai plimbăm, nu? Doar nu suntem locul. Da, da. Vede, ne mai plimbăm, mergem, mai vizităm. Am scoate aici pe fratele meu din casă, deci ca să știi. Da, jucător profesionist de Free Fire, fratele Roxanei, jucător profesionist de Free Fire, zi și noapte, ce zic avea cu 2 ani să mor. O trebuie pe Roxana, am uitat ceva? Nu, sunt cu n-aveam portofelul la mine. N-aveam bani, n-aveam acte, nimic n-aveam. Mai poate să ligam găsat. Uitați-vă și voi la ea, zici că se duce la școală, ce faci, doamna Roxan? Mă duc deci la școală. Deci la doamna Flori? Da, duc la doamna. Uitați-vă la ea cu pochetul de flori. E cu ghiveci, mă, de flori. Cu ghiveci de flori, uitați-vă și voi la ea cu ghiozdanul în spate. Hai la școală! Da, eu tot cu ăsta mâna rămas. Să-mi dea Dumnezeu sănătate, am înghețat de frig. Yay, hodopește, părăsim. Yay, ne vine transportul, Roxan. Da, văd. Ne vine transportul. Mor de somn. Ok, alista. Ne vine trenul, mâncava-și gura voastră. Vreau acasă. Du-mă acasă. Nu. Ai venit cu mine până aici, mergem pe la capăt. Am înghețat. Yay, a ajuns Roxana acasă. Suceava. Nu mai pe mâncava-și gura voastră, mă doare capul. Roxan, cum te simți după 3 ore? Amorțită. Amorțită. Am ajuns și noi, băieți. Roxan cu florile. Le-a pus în sacoșă. Hai să mergem. Ce, mă doare capul de mor. Ce grăbită e Roxan pentru casă. Roxan, unde fugi așa? Nu mai pot vrea să mă întică, mor. Băi, nu știu dacă se aude ceva, că sunt plin de mașini pe aici. Am ajuns și noi în Suceava, dar să mor, nu mai pot după 3 ore. În tren am mai apucat să primesc, că era o grămadă de lume, era foarte aglomerat. Gata, am adus fata acasă. Acum pot să mă întorc înapoi să plec? Nu, mersi. Hai mai că te-am adus acasă. Nu mai pot. Ce faci? M-am omorât astea. Dacă nu găsesc aia dintr-o acum plec. Florile tale. Am transpirat toată, nu mai pot. Mie îmi zici. Vrei să iei asta? Și dai lui mama sacră. Cine, eu? Da. Dar de ce eu? Că așa vreau. Dar ce astea ține? Le țin eu.
Mă simt ca la prima. Ține-mi un pic telefonul. Asta așa. Asta așa. Așa să zic că mai cât te-am pus la treabă. Shakeli. Stai că mă simt ca la prima întâlnire. Ia tu cu așa. Aoleu, și eu deschid. Stai să arunc funga asta, că se vede urât. Da, încă. Am, curaj. O să schimbat ceva, mi se pare mie. Nu, ce așa. Ce să zic, priviți cu socul, o să fiu cu socul. Mi se ajută de acum. De la poliție. De la poliție vă deranjăm. Ai copii, bună, mă trătesc, mă! N-ați văzut de cât timp ați fost pe acasă? Oh, oh. Am dat dor de voi, mai trimis pe acasă? Cum e? Sunt în locul ăsta. Uite și tu, Roxana, vino cu acest arăt și eu pe tine. Roxana 2023 versus Roxana 2013. Acum 10 ani, mă. 2013, nu? Da, da, 2013. 8 martie. 8 martie și aici frățiorul, da. Jucător profesionist de Free Fire. Nu. Cum nu ești, mă? Ia arată aici telefonul. Care, de pe care telefon te joci? Asta. Tot ce trebuie. E furcă, bă. El nu e farcan, e furcă. Ei, am ajuns și noi la cazare. Ei, și sunt rup de mâini, mai poți. Roxana, tu ce faci? Zici ceva actual. Nu mai poate nici o săracă. You'll never amount to anything, that's what they said. And you've been telling me how those words been. Ei, a venit și pizza mea favorită. Ei, Roxan cu papanaș și ce faci, Roxan? Că până acum nu am mai apucat să mai filmez de nicăieri, pentru că am venit, am mâncat, am stat la părinții ei, ok, o grămadă. Am venit jos, bineînțeles, am și mâncat pizza mea favorită și am ajuns la cameră. Cât costă camera asta, o să vă zic la sfârșit. Hai să vă arăt așa, baia, aici baia. Așa, bineînțeles, am făcut și testul. Ce vreți, mă, băieți, merge? Da, merge, cum să, asta nu, ia. Ia, fie atent, ce zici, acum merge? Merge bine, da. Avem aici dușul, dușulescu, cum zice Dorian Popa, oglinda. Ce e asta, dulap? Da, e dulap. Mai aici tot ce trebuie, mai aici și un dulap mic. Iar camera aici cu două parte dintr-unul. Așa, păi tu le-ai lipit. Lampă, păi da, le-ai lipit, erau deslipit, în fine. Aici avem balconul. Are și geamă, ia vezi. Yay! Etajul 3, mă, cavajul curavastru, e cam... Avem o priveliște minunată. Da, direct un copac. Dar vezi că ești maker copacul așa de toamnă. Da, ești. Dar și ce fain, ți-am prins așa un fundal. Uite, avem aici și scaun. Și nu ai copa, că mea și piciorul. E rupt, că mea și piciorul. Nu poate să vezi. E rupt, e bun, e rupt. Uite. Băi, nu era rupt, mă, era rupt. Mamă, ce mă duceam să mă bată. Nu, nici n-am stat aici, uite și tu cu el, cum arată săracul. Da, da. Da, bă, eu unul sunt mor de poseală, probabil se vede și pe fața mea. Să vă zic și un preț la sfârșit, am dat undeva la, bine, 250 de lei pe noapte. Două nopți, 500 de lei. Da, o să stăm până duminică, adică bine, până sâmbătă. Duminică dimineață o să stăm, până duminică dimineață. Duminică dimineață ne întoarcem acasă. Ei, casă, dulce, casă. Cum facem și noi să dăm numărul ăsta? Gata, priza? Gata, priza, trebuie să funcționești. Ei, am descoperit America. Poți să-i arăt? Puțin eu, uite și o oglindă aici pe Roxan. Mamă, ce față am să mă bat, mamă. Se vede că aseară nu prea am dormit. Ne băgăm și noi la somn că suntem rupți. Și ne auzim mâine, băi, să vedem ce mai facem. Că mâine, până duminică, stăm, adică mâine e ultima zi.
Bună dimineața! S-a trezit dulceața! Băi, să mor, mâncava jucura voastră, am dormit și eu bine, dacă e ceva. Nici soare nu s-a trezit. Cât e ceasul, Roxana? 7. E 7 ceasul, eu sunt mort de oboseală, mort de somn. Da, da, și astăzi este ziua cea mare când merge și noi acasă. Ei, Doamne ajută, merge și noi acasă. Băi, ieri nu prea am apucat să filmez foarte, foarte multe. Nu știu exact ce o să vedeți voi, mama, era să cajuți din picioare, nu mai pot ține cu telefonul, că cajuți din picioare, nu mai pot de somn. Sunt mor de oboseală. Și da, băi, ne auzim la alte clipuri. Sper că v-a plăcut acest clip, acest episod. Am filmat și eu ce am putut din această experiență mirobolantă și minunată. Și dacă vă întrebați cum au fost aceste două zile la hotel, oribil! Da, cele mai nașpa. Și pentru mine la fel. Și pentru el la fel. Deci, nu, cel puțin mie nu prea mi-a plăcut. Acum, nu știu. Da, băi, cam atât cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo mare, mare like, un share și un subscribe dacă sunteți noi. V-am pupat. Ceau, bă! Noapte bună! Stay true to you, 'cause you're